Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născută la 24 iunie, ești ambițioasă și muncești din greu, dar rară ori permiți ca succesul afacerilor să ți domine relațiile umane. Deși familia și prietenii sunt în primul plan pentru tine, știi cum să-i faci pe toți care sunt în compania ta să se simtă bine. Ești prietenoasă, ospitalieră? iar atitudinea ta respectuoasă ajută pe oameni să se relaxeze, nu exploateze niciodată sentimentele altora pentru a obține ceea ce dorești, ești un mediator tacticos și obiectiv, preferi diplomația confruntativă, poți fi în totalitate absorbite de profesie și îngrijorări, te poți dedica proiectelor creative și inventive, sau îți poți la fel de bine direcționa energia către întreprinderi cu o orientare distructivă pronunțată cu toate acestea, indiferentă de orientare, ești la fel de entuziasmat în domeniul tău, abordarea ta față de viață și muncă este scrupuloasă și atentă. Abilitățile tale tehnice sunt un fel de setă de instrumente care îți permit să maximizezi individualitatea și să domini pe alții. Te poți dedica servirii idealurilor spirituale, pe care le vezi ca o manifestare a iubirii divine. Dacă pășești pe această cale, Cultivim în tine însăți bunătatea, sensibilitatea, înțelegerea, devotamentul religios, respectul pentru toate lucrurile vii, dar se poate să fi îndreptat într-o direcție complet opusă, preferând conflictele, durerea și lupta pentru supremație cu o rezolvare rațională a problemelor. Cu toate acestea, posibilitatea de a-ți schimba poziția de viață nu este exclusă având în vedere faptul că ciclul vieții umane este proiectat timp de 84 de ani, un ciclu complet al Uranusului. Pentru o schimbare cardinală a punctelor de referință, evident poate să fie necesar să trăiești mai multă de o singură viață. În plus, acest proces ar trebui să se bazeze în primul rând pe o mare dorință de auto Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal rac este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, economie, memorie, mister, diligență. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, Ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente, dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău, ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele, cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii. Tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, din potrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume, dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită n ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzut în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, Reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a renunța la emoții și pentru natura blândă. Semnul zodiacal rac, care pictează întreaga ta viață, este identificat în tine cu stabilitatea psihologică și morală. Poți fi profund religioasă, poți reprezenta standardul unei ființe umane dezvoltate. Umanismul care este atât de lipsit în lume, este concentrat în tine. Te poți caracteriza printr-un fel de fanatism religios, care poate fi adesea în toate activitățile tale. Tu ai persistență în autodisciplină, ai o capacitate unică de concentrare, apreciezi ușurința, spontaneitatea, improvizația muncii, dar totuși o abilitate tehnică de neegalat este o bază indispensabilă pentru această abordare. La vârsta de 40-42 de ani, te confrunți cu o criză de viață crudă, asociată cu o reevaluare a normelor etice. Printre altele, preferi să renunți la lucrurile pe care le iubești, astfel încât prietenii și rudele tale ar trebui să simtă nevoia ta de singurătate. De regulă, cele mai semnificative rezultate au loc în liniștea fericită a casei tale natale, dacă prin natura activităților tale, Trebuie să-ți petreci o parte din timpul tău în birou, într-o echipă. Prețuiești de obicei locuința mai degrabă decât locul tău de muncă și ți rezervi partea ale ului din resursele tale de energie pentru intimitate. Te distingi față de alți nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești feminină, iubitoare și deschisă. În dragoste ești posesivă, disperată, imprevizibilă și îți poți pierde controlul. Tu acorzi o mare importanță plăcerilor senzuale, dar îți este rușine dezlăbiciunată ta și te poți ascunde în spatele unei presupuse răceli. Cum afectează data de 24 iunie ta, Ai o atractivitate deosebită și ești dotată cu magnetism natural, oamenii din jurul tău au o simpatie sinceră pentru tine și-ți ți admirabilitățile. În mediul tău există întotdeauna câțiva oameni care sunt gata să meargă după tine până la marginile pământului. Tu aderi la un sistem construit cu atenție de valori umane, încercând să-ți petreci timpul liber pe auto îmbunătățire De regulă, standardele morale pentru tine sunt pe primul plan. Universul te a înzestrat cu calități precum noblețea și abilitatea de a ierta greșelile altora. Tu îi percepi pe ceilalți cu energia ta pozitivă în rezolvarea oricărei probleme te bazezi pe principiile justiției. Obișnuită să lupți pentru idealurile tale, te confrunți permanent cu alții. Orice dispute se încheie cu o apărare a poziției tale. Pentru tine, îți dorești în primul rând o viață de familie prosperă. Prin urmare, toate celelalte priorități ale vieții sunt menite să creeze confort și bună înțelegere în propria familie tu câștigi cu ușurință inimile, iar iubirea te împinge să cauți în mod constant un potențial partener, dar tu nu poți lega doar nodul. Este rar pentru tine să alegi o viață singuratică, de burlac în detrimentul unei vieți fericite de familie. Ca o regulă, o situație similară apare după o dezamăgire puternică cu partenerul ales. Tu ai un dar înrădăcinat de persoasiune, prin puterea cuvântului. Tu poți forța cu ușurință orice persoană să te urmeze. Cei din jur nu suspectează nimic și îți poți îndeplini cu ușurință orice capriciu. Ideile originale și abilitățile creative remarcabile te ajută la dezvoltarea talentului literar sau a celui artistic. Succesul tău constă în disciplină și dedicație. Toate acțiunile tale se desfășoară în conformitate cu un plan clar și vei avea cu siguranță un rezultat decent. Acest lucru se aplică atât vieții personale, cât și profesionale. În plus, te adaptezi cu ușurință circunstanțelor în schimbare, știind cum să improvizezi delicat și să simți situația din interior. Dragoste și compatibilitate În dragoste, ești un idealist romantic. Păstrezi angajamentele serioase până când ești sigură că sentimentele tale primesc reciprocitate. Cu toate acestea, dacă faci promisiuni, te aștepți ca unirea să dureze pentru totdeauna. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și păștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nerăușite sunt cu berbecul, gemenii, racul și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor carmice reciproce. Locuri de muncă și carieră Ești capabilă să faci performanță în public, astfel încât poți fi artist, politician sau predicator. Aura morală ridicată o cultivi în tot, prin urmare. Chiar dacă nu devii o personalitate celebră, te vei dovedi a fi remarcabilă. Tu nu ești doar competentă în profesia ta, ci și un bun mentor, și nu numai în probleme de afaceri, ci și în toate celelalte sfere ale vieții. Poți ajunge poet, scriitor, artist sau jurnalist, te poți afirma în religie sau în medicină alternativă, sănătate și boli, deoarece ai tendința să cazi într-o stare de febră fericită. Îți pierzi adesea simțul realității, care poate avea efecte negative asupra sănătății, poți suferi adesea de boli cardiovasculare, posibile complicații în zonele respiratorii și de boli ale stomacului. Meditația, care îți permite să-ți eliberezi creierul de gânduri și emoții grave, te poate ajuta în eliminarea problemelor fizice nedorite. Pentru tine sunt recomandate diete echilibrate. Pe bază de mese regulate, o astfel de dietă îți permite să elimini agresivitatea excesivă, mai ales dacă respecti restricțiile în consumul de carne și zahăr, nicotina și alcoolul ar trebui, de asemenea, să fie limitate, dacă nu pot fi eliminate cu totul. Destinul și norocul, Universul te-a înzestrat cu un magnetism special, ești atractivă, fermecătoare, ai abilitatea de influența oamenii, ești înzestrată cu elocvență, ești iubitoare, pot exista mai multe căsnicii. În probleme financiare, succesul te așteaptă, sfaturi pentru tine, soarta te favorizează în totul, partenerul este fericit să respecte condițiile tale, colegii te respectă, astfel încât te nici măcar nu trebuie să-ți dovedești superioritatea. Tu percepi prosperitatea financiară ca fiind de dată, un bonus venită de sus, evaluează-ți obiectiv munca și ia în considerare efectele pe care le are aceasta, privește aceste efecte și din punct de vedere etic, ia în considerare principiile pe care le are societatea, desigur, în cazul în care știi care sunt aceste principii, fii atentă să nu te retragi prea mult în tine și să nu devii prea izolată. Ideile tale sunt demne de implementare. Nu pune la îndoială propriul tău geniu. Pentru a reuși în orice fel de eforturi, apelează la sprijinul cercului interior. Aceste lucruri îți va oferi mai multă încredere în sine. Talentul tău te ajută la obținerea recunoașterii în cercuri largi. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și a amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald, în ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil, apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul, împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfășnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, Tablăuri, rame, antichități, cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uzcaznic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, Haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine, culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie, albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acva marim sau turcoaz sunt un cadou minunat, lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lingerie scum franțuzesc ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să-l evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.